Polițiștii din cadrul secției numărul 4 de poliție Ploiești au fost sesizați în cursul zilei de duminică prin apelul 112 de către o femeie, precizând că în urmă cu mai multe zile ar fi pierdut o sarcină, iar medicii nu i-ar fi acordat îngrijirile medicale adecvate. Polițiștii au luat act de sesizare, iar din primele verificări a ieșit faptul că la data de 9 iulie anul curent, o femeie de 34 de ani din municipiul Ploiești s-ar fi deplasat la un spital din municipiu acuzând dureri în zona abdominală. Ulterior, a doua zi, femeia în cauză ar fi născut un făt, iar personalul medical i-a comunicat faptul că acesta ar fi decedat. Polițiștii din cadrul secției numărul 4 de poliție Ploiești continuă cercetările în vederea stabilirii situației de fapt și luarea măsurilor legale ce se impun. Femeia a fost îndrumată totodată să se adreseze instituțiilor abilitate cu privire la normele de etică profesională, de deontologie medicală și de reguli de bună practică profesională.